Orașul de sub Măgură va găzdui la finalul acestei săptămâni cea de-a 16-a ediție a festivalului La Fântâna Dorului. Evenimentul se va desfășura concomitent cu zilele orașului și Mleul Silvaniei. În intervalul 15-17 iulie, în același timp cu zilele Șimleului, se va desfășura cea de-a 16-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor La Fântâna Dorului, în cadrul căruia vor participa formații din Basarabia, regiunea Cernăuți, regiunea Transcarpatica, Slovacia și România. Activitățile din cadrul festivalului se vor desfășura după cum urmează. Vineri 15 iulie, ora 18:30, parada portului, jocului și cântecului popular, ora 20, spectacol cultural-artistic susținut de ansamblurile participante. Acesta se va desfășura pe scena de pe Podul Nou. Duminică 17 iulie, ora 19, partea a doua a spectacolului susținut de formațiile prezente. Întregul eveniment este organizat de Inspectoratul Școlar al Județului Sălaj și Clubul Copiilor din Șimleu Silvaniei, în colaborare cu Primăria Orașului Șimleu Silvaniei, Centrul de Cultură și Artă Sălaj, Asociațiile Culturale La Fântâna Dorului și Silvatin, sub egida Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.